Da, vă, fraților, vă salut. 24 de ore până la marele meci cu Ucraina. Îl așteptăm și deja avem emoții. Toți suporterii naționalei și toți împătimiții fotbalului sunt cu sufletul la gură începând de astăzi. Pentru că mâine, ora 16, pe ora României, România-Ucraina, pe Allianz Arena, eu sunt foarte, foarte curios dacă se va umple stadionul. Pentru că stadionul lui Bayern are 75.000 de locuri, fraților. Bă, fac și eu un info, cum zic ăștia pe TikTok, bombardieri. Fac și eu un info, bă, Nea Iohannis, dă-le bă liber la oamenii ăia, bă, că meciul e la ora 16, lumea mai e la lucru atunci la ora aia. Dă-le liber, bă, mâine, lasă-i cu 2 ore înainte să înceapă meciul, dă-le liber. Nu știu, toată lumea care e plecată prin diaspora, de exemplu, aici unde sunt eu în Anglia, va fi ora 2. Vă dați seama, dacă ești cu lucru, dacă ești, nu știu, undeva prin depozite sau prin construcții sau prin șofer pe tiruri și pe din astea, nu știu dacă poți să... Da, bine, avem online-ul acum care ne dă șansa să putem să mai tragem cu ochi. Nu e ca pe vremea lui Ceaușescu, dacă nu aveai un televizor alb-negru să-i mai dai câte o bucată așa, n-aveai unde să vezi meciul. Bă, avem un arbitru suedez. Ăștia ne iubesc la maxim, suedezii. Nordicii de regulă ne iubesc maxim. Un arbitru suedez. Sperăm să arbitreze corect, să nu avem probleme. Să tragă cu băieții ăștia. Cu băieții ăștia blonzi. Da. O cotă de 1,91 are Ucraina, fraților, în scădere. Dacă acum câteva zile mă tot uitam și verificam cota Ucrainei de la 2,25, are 1,91, 1,95, 1,92. Problema e că nu știm cu cine o să jucăm în atac. Părerea mea, eu zic că acolo trebuie să joace Drăguș la vârf. Acum în benzi, e clar că în dreapta o să joace Man. Iar în stânga, nu știu, ori joacă cu Mihăilă titular sau intră pe parcurs Mihăilă, că așa dă randament, fraților, după minutul 60-65, sau joacă cu Coman în stânga. Iar la mijloc e clară treaba, Stanciu o să fie acolo, Răzvan Marin și nu știu, cred că probabil Marius Marin. Deci, bă, mijlocul nostru lasă de dorit. Stanciu are execuții când și când, sperăm ca mâine să o bage și el un șut din ăla frumos, să prinde și el, sau o lovitură liberă, de ce nu? Bă, dacă reușim să-i batem pe ăștia mâine, cu ajutorul lui Dumnezeu, că nu e imposibil, avem șanse mari să ne calificăm, să ieșim din grupă, să mergem mai departe, fraților. Și la un egal suntem în cărți, pentru că sperăm la meciul ăla cu Slovacia să-i batem pe Slova, să luăm 3 puncte și un punct cu Ucraina, cu 4 puncte, mergem mai departe. Dar de ce nu o să începe mâine euro ăsta cu o victorie, cu 3 puncte cu Ucraina? Da, bă, fraților, cam asta e. Acum, pe final așa de clip, vreau să vă spun sincer, dacă vreți să jucați ceva la meciul ăsta, nu jucați cu sufletul. Sau mai bine nu jucați deloc, decât să jucați cu sufletul, a, domnule, lasă că pun pe România, că batem. Nu gândiți așa, fraților, pentru că valoarea e de partea Ucrainei. Au jucători de top, da? În campionate tari, în La Liga, în Premier League, despre ce vorbim. Deci nu, noi nu arătăm fotbal. Dar probabil mâine ne trezim și băieții ăștia o să joace cu sufletul pentru România, da? Pentru tricolorul nostru. Pentru toți românii plecați și pentru toată România care așteaptă cu sufletul la gură meciul ăsta. Da, fraților, Doamne ajută, mâine, ora 16, pe ProTV e meciul. Vă spun pentru cei care nu știți, dar pe ProTV 100%, fraților, Doamne ajută, hai România!